Un incendiu de proporție a distrus o mare parte a celui mai cunoscut restaurant grecesc din Iași, provocând pagube semnificative. Flăcările au afectat 30 de panouri fotovoltaice, aproximativ 150 de metri pătrați din acoperiș și structura din lemna acestuia. În interior, diverse electrocasnice și obiecte de mobilier au fost complet distruse. Pompierii au intervenit rapid pentru a limita extinderea flăcărilor, dar mare parte din clădire a fost grav afectată. Inspectoratul pentru situații de urgență, Mihail Sturz, la județul Iași și a intervenit pentru stingerea unui incendiu la un restaurant. Pentru stingerea incendiului au fost deplasate șase autospeciale de stingere și o autospecială pentru transportul la apei. Incendiul a fost lichidat, cauza probabilă de producere a incendiului a fost vasul de gătit nesupravegheat. În urma incendiului au ars 30 de panouri fotovoltaice, acoperișul, Diverse bunuri materiale, cât și produse electrocasnice. Nu s-au înregistrat victime, însă daunele materiale sunt considerabile. Clădirea fusese renovată recent.